Realitatea vremurilor ne arată faptul că din partea Ministerului acel cost standard per cap de elev nu acoperă în totalitate necesarul financiar al unei unități de învățământ pentru a se dezvolta și chiar pentru a acoperi costurile curente ale școlii. Și mă refer aici și la salarii, mă refer aici și la produsele de care o școală are nevoie. În aceste condiții, cum mai funcționează școala astăzi? Pentru că ea supraviețuiește. Dar cum? Din ce trăiește? În primul rând, școala funcționează prin prisma factorului uman. Cred că ar trebui să fim mai atenți la ceea ce spunea regele Ferdinand I. Nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește întrânsa. Și credem că aici, la școala George Poboran, este o echipă de cadre didactice deosebite, foarte dedicate, care și-au înțeles misiunea, aceea de a modela caractere, și prin întreaga activitate pe care dânsi o desfășoară, cred că fac această școală să funcționeze. Evident că, din alt punct de vedere, pentru o bună funcționare, sigur că este nevoie și de o finanțare foarte, foarte puternică, pentru că această finanțare sau lipsa ei influențează, de asemenea, modul în care o școală își desfășoară activitatea. Pentru o educație de calitate este nevoie de o multitudine de elemente care alcătuiesc, în primul rând, materiale didactice, apoi de asigurarea condițiilor materiale în care funcționează școala și în care elevii își desfășoară activitatea. Evident că acest lucru, ca și celelalte dotări, presupun cheltuieli semnificative. În ceea ce privește aceste cheltuieli, noi, școala, în general, beneficiem pe de o parte de o finanțare de bază asigurată de Ministerul Educației, cu referire la cheltuielile de personal, precum și cheltuielile cu bunurile și serviciile, dar și o finanțare complementară care este asigurată de către autoritatea locală prin bugetul Consiliului Local. Acești bani veniți din finanțarea complementară, pentru ce sunt folosiți? Sunt folosiți pentru dezvoltare sau pentru a acoperi golurile rămase în urma cheltuirii banilor din finanțarea de bază a Ministerului? Pe de parte, Consiliul Local al Municipiului Slatina asigură această finanțare pentru investiții, reparații și dotări ale spațiilor, dar pe de altă parte, tot autoritatea locală este cea care ne sprijină și pentru dezvoltarea tuturor acestor spații prin punerea la dispoziție a fondurilor necesare pentru achiziționarea diverselor echipamente, materiale didactice, dar și pentru plata diverselor utilități. Am văzut că la gala campionilor, cea care tocmai s-a încheiat săptămâna trecută, școala gimnazială George Poboran a avut 10, poate chiar a ajuns și la 100 de premianți, incluzând și profesorii. Această dezvoltare aduce și rezultate? Cum, dacă da? Evident că dezvoltarea aceasta, din punct de vedere material, contribuie și la obținerea unor rezultate pozitive. Pentru că a face performanță presupune ca și profesorii, privindu-i pe ei ca utilizatori, dar și elevii ca beneficiari direcți, au nevoie de foarte multe materiale didactice pentru a-și desfășura activitatea, dar evident și de spații bine dotate, considerând că începem cu mobilierul necesar până la toată aparatura, toate echipamentele de care este nevoie pentru desfășurarea unor ore de calitate și moderne. Cât de mult contează ajutorul financiar venit din partea asta complementară a municipalității? Ce s-a realizat este, concret? Este foarte important, pentru că trebuie să ținem cont de faptul că întreaga bază materială a școlilor, clădirea și cu tot ceea ce cuprinde aceasta, este în proprietatea Consiliului Local, autorității locale. Prin urmare, noi nu am putea să facem nimic prin forțe proprii dacă nu am beneficiat de sprijinul din partea primăriei Slatina.
cum s-a dezvoltat această școală în ultimii ani? Ce proiecte de impact au avut loc aici? S-a dezvoltat, cred eu, foarte mult în ultimii 6-7 ani, pentru că în fiecare an primăria a fost deschisă solicitărilor noastre și ne-a asigurat, în limita posibilităților anuale, evident, acea resursă financiară pentru ca noi să putem să ne îndeplinim gradual obiectivele în ceea ce privește dezvoltarea și din punct de vedere material. În această perioadă am reușit să modernizăm toate sălile de clasă. De fapt, acest lucru se întâmplă în fiecare an. Reabilităm interioarele, operațiuni de reparații, de renovări, de zugrăvire. Toate spațiile comune interioare, holurile, scările, băile, am înlocuit instalația de hidranți, am schimbat sistemul audio-video. Pe de altă parte, baza sportivă a fost reabilitată integral și modernizată și pot să spun că în acel an, în 2017, cred că aveam cea mai modernă bază sportivă din județul Olt. Am început cu sala de sport, s-a schimbat suprafața de joc, fiind montată o suprafață specială care se folosește chiar la competițiile internaționale pentru handbal, volei și basket, operațiuni de zugrăvire integrală, interioară, schimbarea ferestrelor, apoi la exterior a fost reabilitată integral baza sportivă cuprinzând terenul de fotbal și cel de tenis, s-a montat gazon sintetic certificat FIFA 2 stele la momentul acela și de asta spun că consider că era cea mai modernă bază sportivă dintre școlile gimnaziale. S-a instalat un sistem de nocturnă, de asemenea pe baza sportivă s-a înlocuit gardul împrejmuitor. În fața școlii, în curtea școlii din față, s-au efectuat lucrări peisagistice, s-au montat pavele, lucrări de amenajare a întregului spațiu din zona aferentă. Pot spune că fără sprijinul primăriei municipiului Slatina nu am fi reușit toate aceste lucruri. Dacă cineva este bine intenționat și vrea să vadă cu adevărat aceste schimbări, poate să privească imaginele școlii din urmă cu 10 ani și ale școlii din prezent. Schimbarea este cu adevărat vizibilă. Ajutorul acesta vine în fiecare an sau vine sporadic? Nu, în fiecare an. Atunci când se alcătuiește bugetul anual, noi evident că solicităm sume de bani pentru toate lucrurile care ne sunt utile, dar în limita posibilităților și autorității locale, în funcție de condițiile financiare naționale, ni se alocă suma de bani minimală, să spunem, dintre lucrurile pe care noi le solicităm, să le putem realiza. Anual am primit sume importante de bani cu care am reușit să modernizăm școala. Plus că probabil cred că se face și o prioritizare a necesității acestor investiții. Sigur că da, dar anual am fost sprijiniți. Mai ales că avem în vedere și proiecte de viitor foarte ample și mulțumim pe această cale Primăriei Municipiului Slatina că a ascultat rugămintea noastră a părinților, a elevilor și vom pune în aplicare cât de curând. Discutăm pe larg un pic mai târziu și despre acest lucru. Voiam să vă întreb și ce acoperă aceste sume. Bun, vorbim despre plata de cheltuielile pentru noile proiecte de dezvoltare, pentru investiții, vorbim despre reparații și renovări. Doar atât, doar aici se limitează această sferă, pentru că vreau să mă duc un pic în zona în care în această perioadă ne doare pe mulți și este vorba de cea a facturilor. Odată cu explozia acestor tarife la energia electrică, la carburanți și la căldură, facturile au aproape că au explodat. Iar aceste cheltuieli suplimentare trebuie să fie suportate de către cineva. Cine suportă aceste măriri, aceste majorări? Tot Primăriei Municipiului Slatina ne adresăm, pentru că pentru orice cheltuială suplimentară pe care trebuie să o facem,
și în fiecare an a fost nevoie să facem acest lucru, ne adresăm dânșilor pentru a solicita sumele necesare. Din păcate, cheltuielile pe care noi le avem de efectuat nu au fost corelate și cu veniturile ce ne-au fost puse la dispoziție. În sensul că finanțarea de bază asigurată prin costul standard per elev de către Ministerul Educației nu a fost pusă în acord cu cheltuielile pe care le are fiecare școală. Adică ni s-a oferit un anumit buget, dar cheltuielile pe care noi le avem de efectuat sunt mult mai mari. Prin urmare, în fiecare an, spre sfârșitul anului, avem nevoie de o suplimentare a fondurilor. Această suplimentare ne este asigurată de către autoritatea locală prin Primăria Municipiului Slatina. Aceste cheltuieli suplimentare vin la pachet cu bugetarea inițială din fiecare an sau este vorba de... Se efectuează rectificări bugetare anuale, iar la aceste rectificări, în funcție de necesitățile fiecăruia, noi școlile ne adresăm și solicităm sumele necesare. Este un trend deja să ne gândim la ideea de a face economie, mai ales când vorbim de facturi. Ați fost pus în situația în care să faceți economie la căldură sau la energie electrică vreodată? Din fericire, până acum nu. Evident că încercăm să fim chibzuiți și să nu facem o risipă în ceea ce privește consumul de energie electrică și termică. Dar, așa cum am spus, din fericire, până acum n-am fost puși în imposibilitatea de a achita aceste facturi. Sunt și planuri de schimbare a metodei de furnizare, de consumare a acestor carburanți, să zicem, pe energie electrică și căldură? Da. Chiar acum este în desfășurare un studiu de fezabilitate, încă nu s-a finalizat, nu avem acest studiu finalizat, pentru montarea unor panouri fotovoltaice pe clădirea școlii, astfel încât costurile cu energie electrică să scadă foarte mult. Evident că se ține cont de contextul actual, de criza energetică prin care trecem cu toții, suntem afectați atât ca persoane fizice, dar și instituțional de aceste creșteri și salut pe această cale inițiativa Primăriei Municipiului Slatina de a sprijini toate școlile din oraș prin montarea unor astfel de panouri fotovoltaice. Cu siguranță că va scădea foarte mult factura la energie electrică. Devenim și pro-consumatori, prosumatori. Aș vrea să demontez împreună cu dumneavoastră un mit, pentru că în fiecare an, din bârfele părinților, că noi suntem la curent și cu bârfele părinților, au existat cazuri izolate, cei drept, prin care, mai ales în ceea ce privește învățământul primar, anumiți profesori de învățământ primar ar fi cerut sume de bani pentru procurarea produselor de igienă și consumabilelor de la clasă, pe care copiii le folosesc împreună cu cadrele didactice din ciclul primar. Sunt părinții nevoiți să plătească aceste lucruri? Nu. Eu nu pot să vorbesc decât în ceea ce privește comunitatea școlii George Poboran. La noi, la școală, nu se întâmplă așa ceva. Nici nu a fost nevoie. Am primit în fiecare an sumele necesare pentru a achiziționa prosoape de hârtie pentru toalete, hârtie igienică, săpun, dezinfectanți, chiar și în această perioadă încă se folosesc. Toate aceste sume necesare ne-au fost puse la dispoziție de către Primăria Municipiului Slatina. Achiziționăm de la începutul anului cantitățile necesare pentru a ne ajunge până la sfârșitul anului. Considerăm că am fost inspirați, pentru că dacă ținem cont doar de anul 2022, când inflația a explodat, am avut un oarecare avantaj prin faptul că am achiziționat toate aceste produse, material de curățenie, în luna ianuarie. Și ne-au ajuns până în luna decembrie. La fel procedăm și anul acesta, pentru că, cu siguranță, inflația nu va scădea atât de repede, prețurile poate chiar vor mai crește, astfel încât să ne asigurăm că le achiziționăm la
prețuri cât de cât bune. Și să fiți un bun gospodar. Da, dar nu, părinții nu sunt obligați, nu sunt puși în situația de a achiziționa astfel de materiale de curățenie. Sunt puse la dispoziție de către noi, de către școală. Le achiziționăm pentru că am primit sumele de bani necesare. Deci acel fond al clasei și al școlii, cum era înainte, nu mai există, practic, și nu ar mai trebui să mai existe. Acel fond al școlii este reglementat de către Regulamentul de Organizare și Funcționare al Unităților de Învățământ. Aici aș vrea să fac o precizare pentru că există o neclaritate în mentalul colectiv. Probabil și de aici atâtea noi, școlile, prin cadrele didactice, nu avem posibilitatea să ne implicăm în niciun fel în colectarea niciunor sume de bani, dar părinții se pot organiza prin asociații de părinți, care sunt organizații non-guvernamentale, și în măsura în care doresc să sprijine buna funcționare a școlii, pot să doneze prin asociația de părinți. Asta este cadrul legal. La școala noastră, deși avem asociații de părinți, care funcționează din anul 2012, în ultimii 4 ani nu s-a colectat niciun leu ca și fond al școlii. Au această posibilitate, cunosc, dar nu a fost nevoie. Noi nu îi obligăm, nu le solicităm, dânsii se organizează prin Consiliul Reprezentativ al Părinților, prin Asociația de Părinți, dar, deși cunosc care este cadrul legal, nu au sprijinit sub forma aceasta. Am beneficiat de suport din partea părinților, de diverse forme de sponsorizare, mai ales în perioada pandemiei, când ni s-au impus anumite reguli de funcționare, pentru că mobilierul nu corespundea, atunci părinții, fără să le solicite nimeni acest lucru, dânși au venit în întâmpinarea noastră și au oferit astfel de sponsorizări, nu în sume de bani, ci direct mobilier școlar pentru sălile de clasă respective. Au cumpărat mobilier modular, astfel încât copiii din acele săli să nu învețe în grupe, așa cum ni se impunea în anul 2021, și să participe toți elevii, dar cu respectarea celorlalte reguli de distanțare. Deci aceste sponsorizări au fost realizate de către părinți doar din dorința dumnealor. Dar altfel, așa numitul fond al școlii, la noi nu se mai colectează de foarte mulți ani. Iată că și părinții au un rol foarte important în ceea ce înseamnă actul educativ al lui. Sigur că da. Pentru că am constatat cu toții că ne putem trezi brusc într-o situație atipică, așa cum am pățit-o cu toții, dânși au înțeles că anumite lucruri nu pot fi realizate în totalitate de către școală. Și de aceea au fost alături de noi și ne-au ajutat să achiziționăm pentru anumite săli de clasă și mobilier, și aparatură electronică, laptopuri, videoproiectoare, care chiar ne-au fost utile în perioada pandemiei. Evident că ne sunt utile și astăzi pentru desfășurarea orelor. Dar acest lucru, v-am spus, a avut la bază strict benevolența dânșilor, nu s-a realizat prin acel concept fondul școlii, ci punctual anumite grupe de părinți de la anumite clase au avut această inițiativă de a sponsoriza școala. Cu materiale, nu cu bani. Exact. Că tot am rămas pe partea de dotări. Suntem la început de 2023. Clișeic vorbind, acum e vremea bilanțului din anul trecut. Ce s-a realizat în 2022? La școala gimnazială George Poboran. Anul trecut lucrările majore au fost reprezentate de înlocuirea sistemului de hidranți. Era foarte vechi, țevile se înfundaseră, erau ruginite. Avem anual controle din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență și unul dintre punctele nevralgice era și acesta, sistemul de hidranți. Trebuia să ne asigurăm pentru orice condiții că acesta este funcțional. Astfel încât am solicitat sumele necesare, ne-au fost puse la dispoziție și am înlocuit sistemul de hidranți. Apoi, sistemul audio-video de monitorizare, care este util și în perioada desfășurării examenelor naționale, de asemenea era destul de vechi și nu mai funcționa în parametri optimi, și acesta a fost înlocuit anul trecut.
Am continuat reabilitarea spațiilor comune interioare, am înlocuit balustradele scărilor, erau și acelea destul de vechi. Uneori, în anumite zone, se mai desprindea câte un element și reprezenta un pericol pentru copii și atunci am înlocuit aceste balustrade, unele noi, moderne, care arată și mult mai bine. Și evident că în fiecare an, așa cum am spus mai devreme, toate sălile de clasă în vacanța de vară sunt nu doar igienizate, ci sunt și renovate, reparate, astfel încât la începutul anului școlar să fie îndeplinite toate condițiile pentru buna desfășurare a activității în cele mai bune condiții.